Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, la știrile Mondo TV. Iată care sunt principalele titluri ale ediției. Astăzeci zeci de oameni au venit la Biserica Sfânta Treime din Petroșani pentru a prăznui hramul acesteia. Credincioșii au mărturisit că doar credința este cea care i-a adus astăzi la rugăciune în zi de mare sărbătoare. Greva minerilor nu a fost în zadar. Petrenica, liderul sindicatului Muntele, s-a întâlnit cu ministrul energiei și se pare acesta din urmă a admis cererile ortacilor, iar faptul că s-a aprobat bugetul este cel mai important lucru. Virșlii sunt mândria hunedorenilor, așa că le-a fost dedicat un festival de 4 zile, atât la Deva cât și la Hunedoara. Replici tăioase, promisiuni goale și confruntări electorale. De asta a avut parte publicul sâmbătă seara la Teatrul Dramatic Ion de Sârbu, unde a avut loc premiera națională a piesei Zică-ți place. S-a bucurat de un mare succes. 4 potențiali președinți, România jucată de Corina Vișinescu și ziaristul Ionuț Drăgotescu au fost prezenți sâmbătă pe scena teatrului din Petroșani pentru a interpreta piesa Zică-ți place. Aceasta a ilustrat comportamentul masei politice românești într-o campanie electorală prezidențială. Pare, dar e bună că te zisechează. Aceea vreau eu să... Aceea vreau eu să... E scris acum mulți ani de zile, într-un noiembrie al anului 2000, după ce am văzut ultima întâlnire a candidaților la președinție. Erau 5, dacă mi-aduc bine aminte. În noaptea eram atât de furios încât am avut o noapte albă și am scris piesa. Numai că spectacolul din seara asta este un spectacol colaj între piesa Zică-ți place și pasaje din textele mele de presă, din articolele mele de presă. Publicul a apreciat subiectul abordat în piesă, descoperind o asemănare izbitoare între piesa de pe scena teatrului și scena politică românească. Dacă toată problema asta s-ar fi realizat direct, impactul ar fi fost mult mai mare. Dar m-am simțit așa ca în viață. Asta este politica. Super frumoasă, super. Chiar ceva deosebit. Seamănă politica românească cu piesa din această seară. Da, da, într-adevăr. Plăcută. Plăcută, chiar nu mă așteptam să se deruleze pe scena noastră tocmai o astfel de piesă. Și noi de asemenea ne indignăm de fiecare dată când observăm cum suntem prostiți în fața televizorului. Puțin psihologic, dar bună, drăguță. Seamănă cu clasa politică românească. Direct și clar. Începe bacalaureatul. Mii de tineri din Hunedoara se pregătesc să intre la primele probe ale examenului maturității. De marți încep examinările. Peste 3200 de candidați s-au înscris în județul Hunedoara pentru a susține examenul de bacalaureat. Primele probe programate sunt cele orale, după ce fiecare absolvent va da probele de competențe. Potrivit Inspectoratului Școlar Județean Hunedoara, dintre cei 3200 de absolvenți care au depus cerere de susținere a examenului, doar 2735 sunt absolvenții promoției din acest an. Ceilalți fac parte dintre cei care nu au promovat examenul la sesiunile anterioare. Mâine dimineață începe proba de susținere a examenului pentru obținerea certificatului de competențe lingvistice de comunicare orală în limba română, iar miercuri sunt așteptați candidații care susțin aceste probe pentru limba maternă. Vor urma apoi probele pentru competențele digitale și cele lingvistice într-o limbă modernă. Proba scrisă la limba română începe în data de 30 iunie. Nu a fost în zadar greva minerilor. Asta spune liderul ortacilor din Valea Jiului după ce s-a întors de la întâlnirea cu ministrul energiei Răzvan Nicolescu. Minerii speră acum că le va fi mai bine.
Liderul sindicatului Muntele din Valea Jiului, Petre Nica, spune că protestul de săptămâna trecută din sălile de apel nu a fost fără ecou la București. Ministrul Energiei a admis cererile ortacilor, iar faptul că s-a aprobat bugetul este cel mai important lucru. Acea grevă de avertisment, eu pot să o afirm cu tărie că a avut rezultate foarte bune. În primul rând s-a soldat cu aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, chiar dacă este un buget nesatisfăcător, cel puțin există baza legală, financiară, care ne dă posibilitatea să negociem în continuare contractul colectiv de muncă. Și dacă ministrul Energiei a fost informat că minerii ar putea declanșa greva generală, tot el a admis, spun sindicaliștii, că vina este a celor numiți pe criterii politice, care vor fi trimiși acasă. Domnul ministru a fost de acord cu noi că nu salariații sunt cei care trebuie să deconteze incompetența managerială a celor care au condus complexul energetic în ultimii 5, 6, 7 ani de zile și bineînțeles că nici furturile pe care aceștia le-au făcut pe lege sau pe lângă lege, toți conducătorii care au fost numiți doar pe criterii politice, fără să îmbrace și haina profesională, vor fi trimiși acasă, la pensie sau unde se va găsi locul fiecăruia. Nica spune că sunt mulți numiți pe criterii politice și că despre fiecare în parte a avut discuții cu ministrul Nicolescu, care a promis că va ține cont de sugestiile sindicatelor. Tot ministrul a agreat și ideea de a acorda un sprijin financiar minerilor, pentru că ies în pierdere pe piața energiei și bat pasul pe loc. Guvernul trebuie să acorde un sprijin pentru ca veniturile complexului energetic Hunedoara să crească. Este inadmisibil să fim lăsați de izbeliște pe o piață liberă a energiei electrice în condițiile în care noi suntem până la urmă baza siguranței sistemului energetic național. Totuși, din discuțiile cu ministrul, reprezentanții minerilor au înțeles că vor fi nevoiți să-l lase și de la ei. În negocierea contractului colectiv de muncă și noi, liderii de sindicat, va trebui să înțelegem că este timpul să fie plătiți cei care muncesc, iar cei care muncesc mai puțin sau se facă muncesc pe la unitățile miniere sau pe la termocentrale să-și caute un alt domeniu de activitate. Este un lucru la care eu am subscris și subscriu totdeauna, pentru că este bine cunoscut faptul că încă se practică omul șefului, care în loc să își desfășoare activitatea în producție, se ocupă de cu totul altceva decât scrie în fișa postului. Aici includem inclusiv directori, ingineri, șef de sectoare, nu numai muncitorii de rând. Din această săptămână începe negocierea noului contract colectiv de muncă, acesta fiind un punct revendicat de ortaci la greva de joia trecută în sălile de apel. S-a urcat băut la volan și cu viteză maximă a rupt doi stâlpi de electricitate de pe o stradă din Petroșani. Este pățania unui tânăr, norocos că a scăpat doar cu o sperietură și câteva zgârieturi dintr-un accident spectaculos. Un tânăr neexperimentat ce avea de puțin timp carnetul de șofer a fost la un pas de moarte după ce s-a izbit cu viteză mare de doi stâlpi de pe marginea drumului. Vorbim despre un drum cu sens unic pe strada Independenței din Petroșani, unde șoferul, după ce a golit cel puțin un păhărel de alcool, s-a urcat la miezul nopții la volan. Un tânăr în vârstă de 18 ani din municipiul Petroșani, în timp ce conducea un autoturism pe strada Independenței din același municipiu, a pierdut controlul asupra autoturismului și s-a izbit de doi stâlpi de iluminat public, autoturismul fiind astfel avariat în proporție de 65%. Din fericire, în urma evenimentului rutier nu au rezultat victime. În schimb, pe numele conducătorului auto, polițiștii au întocmit un dosar de cercetare penală, întrucât în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație alcoolică de 0,75 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Tânărul de doar 18 ani a scăpat nevătămat. S-a ales cu câteva zgârieturi și o puternică sperietură. El a fost dus și la spital, unde i s-au prelevat probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei, iar acum va trebui să plătească paguba produsă. Zeci de oameni au venit în această dimineață la Biserica Sfânta Treime din Petroșani, aflată în centrul orașului. A fost hram, iar lăcașul de cult s-a îmbrăcat în sărbătoare, una extrem de importantă după Paști și Rusalii.
Sfânta Treime este prăznuită a doua zi după Duminica Pogorârii Sfântului Duh, adică în lunea Rusaliilor. De Sfânta Treime, Biserica Ortodoxă prăznuiește pe Sfântul Duh, a treia persoană a Sfintei Treimi. Credincioșii au venit la Petroșan la biserica ce poartă acest nume și fiecare a mărturisit că doar credința este cea care i-a adus la rugăciune. Ce sărbătoare este astăzi? Sfânta Treime și hramul bisericii noastre, Sfânta Treime. Pentru ce ați venit astăzi aici? Pentru... ne rugăm și noi de sănătate, de bucurii pentru copii, pentru noi. Ce să facem? Avem credință în Bunul Dumnezeu și ne rugăm și noi dacă se poate să ne mai ajute, că numai în El avem credință și speranță. Cât e de importantă sărbătoarea de azi? Foarte importantă, foarte importantă. Și ieri au fost rusalele și foarte importantă. Sfânta Treime. Și mergem, noi români mergem la biserică, la Sfânta Treime, duminica, sărbătorile care sunt, ne rugăm la Dumnezeu, așa trebuie și ne. Așa. Este importantă această sărbătoare pentru creștini? Creștini, cea mai mare sărbătoare, ca și cum ar fi Paștele, cum ar fi Crăciunul, sărbătoare mare. Este sărbătoare, cum să vă spun, din bătrâni, frumoasă, credincioasă, trebuie să credem în Dumnezeu, trebuie să ne rugăm la Dumnezeu să ne fie viața mai ușoară și mai bună. Venim la biserică când putem și noi, când nu suntem bolnavi și când ne așa mai ăsta nu putem veni. Astăzi este sărbătoarea Sfintei Treimi. Este importantă ea pentru creștinătate? Este pentru toată lumea că trebuie să credem în Dumnezeu că e puternic și bun. Vă văd cu crenguțe. Spuneți-ne, care e semnificația? Vă văd cu crenguțe. Am văzut și seara la televizor, la Trinitas, simbolizează limbi de foc, care a trimis Mântuitorul Duhul Sfânt. Cât de importantă este sărbătoarea de astăzi? Foarte importantă. Cea mai importantă, Preasfânta Treime, care Domnul Iisus s-a născut din Tatăl, din Fecioara Maria, prin Duh Sfânt. Acum s-a pătimit, a înviat, s-a înalțat la cer și ne-a trimis pe Mângâietorul. În calendarul Bisericii Ortodoxe, ziua de luni după Rusalii este închinată Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Ieri în ziua de Rusalii a fost cinstit în chip deosebit Duhul Sfânt, Sfințitorul vieții noastre, a treia persoană a Sfintei Treimi, dar Duhul Sfânt purcede de la Tatăl și este trimis prin Fiul Său, existând deci o legătură bine definită între cele trei persoane. Ca și în anii trecuți, zeci de oameni au profitat de vremea bună și de ziua liberă de Rusalii. Aceasta a fost sărbătorită de locuitorii Văijiului cu o ieșire în natură, de unde nu a lipsit tradiționalul grătar alături de familie și prieteni. Astăzi toate drumurile au dus la iarbă verde. Dacă unii au încins grătarele în zona Jieț, alții au profitat de vremea bună pentru a face mișcare în natură cu bicicleta sau la pas. Aproape fiecare curs de apă a fost luat cu asalt de iubitorii soarelui, care nu au putut rezista în tumultul orașului. Printr-o zi ușoară de alergat, sport, o zi de relaxare. Să ieșim la iarbă verde, să facem un grătar, să ne simțim bine că e soare și e frumos. Și zona Brădetului, ce a fost amenajată cu ceva timp în urmă de autoritățile petroșenene, a devenit astăzi un loc vânat de iubitorii de natură, care au petrecut ziua Rusaliilor cu mici, bere și voie bună. Cu familia, cu copiii, la iarbă verde, ne relaxăm un pic, ne încărcăm bateriile pentru o nouă săptămână de muncă. La iarbă verde cu familia și cu prietenii. La un grătar, la un mic, la... o bere fără alcool. La Brădet, cu copiii, cu nepoții. Veșlii sunt mândria hunedorenilor, așa că le-a fost dedicat un festival de 4 zile, atât la Deva cât și la Hunedoara. Anul acesta, sărbătoarea s-a aflat la cea de-a doua ediție și a adunat în centrul istoric al Devei cei mai renumiți producători din țară și din județ. Festivalul Virșlilor a strâns tot orașul în fața tarabelor, care au gemut de faimoșii cârnăciori unici în Europa, proaspeți, gustoși și grozav mirositori. Pe lângă virșli, producătorii prezenți la sărbătoare au oferit oaspeților și alte produse tradiționale. În primul rând, acest spectacol sau aceste zile, festivalul Virșlilor a fost pentru promovarea produselor
vișnilor, de fapt, din județul Hunedoara, care se produc numai aici, la Brad, la țara Hațegului. Iar muzica este pe gustul tuturor, de la muzică țigănească, la muzică populară, muzică ușoară. A fost trei zile care, cred eu, că devenii le-au apreciat. Tineri, copii și vârstnici s-au distrat pe cinste timp de 4 zile în centrul orașului, după îndelungi degustări ale celebrilor cârnați preparați după o rețetă unică, care au mers perfect cu o halbă de bere, fiecare a cântat și a dansat, după cum s-a priceput, împreună cu trupele și interpreții care s-au perindat pe scena din Piața Unirii. Fanfara Peneș Curcanul a deschis a treia zi a festivalului. Ne bucurăm foarte mult că s-a organizat și undeva Festivalul Vișlelor și Dumnezeu a ținut cu noi și în vreme așa nebună și ne simțim excepțional. Am luat și soția, ca să ieșim și noi la o atmosferă și frumos, bătoi. Monica, vă pupăm să trăiască toți din Deva și să fie sănătoși. Meșteșugul virșlilor este moștenit din moși strămoși. Rețeta este veche de sute de ani și se pierde în negura timpului. Secretul preparării delicioșilor cârnați îl știu doar hunedorenii și nu-l divulgă pentru nimic în lume. Sunt produse tradiționale de-a noastră, super calitate, preț, sălașul de jos. Calitate, preț, de toate. De bine. Da, din prima zi. Am dat în jur de 1000 de perechi. Iubitorii de folclor au avut parte de un spectacol de cântece și dansuri populare, iar seara s-a încheiat cu muzica adusă din Banat de Adriana Antoni. Devenii s-au distrat pe cinste la sărbătoarea dedicată virșlilor și spun că abia așteaptă ediția de anul viitor. 10 de oameni au venit sâmbătă în fața statuii lui Decebal din centrul Devei pentru a-l întâlni și cunoaște pe maratonistul Aristide Necula. Deveanul, care a alergat în maratonul nisipurilor, a fost ales premiant al săptămânii. Are 47 de ani, 3 copii și este de meserie inginer mecanic naval. Alergător amator de maraton și semi-maraton, poartă din 2012 titlul de ambasador sportiv al organizației caritabile Provita, filiala din București. Echipamentul său este inscripționat cu inimile îngemănate ale mamei și copilului, simbol care reprezintă misiunea generoasă a Provita, necesitatea de a proteja mama și copilul aflați în dificultate, de a proteja și promova viața în general ca cel mai de preț dar pe care Dumnezeu l-a făcut omului. Așadar, premiantul de sâmbătă a fost maratonistul Aristide Necula. Astăzi, doamnelor și domnilor, vine în fața noastră un om care materializează ceea ce scrie pe frontispiciul bannerului nostru, ce anume că adevărata valoare umană este valoarea pe care o dăm vieților altora. Acest om a ales să alerge în scop caritate, a ales să depună efort, chiar dacă o face cu plăcere, o face pentru a-i ajuta și pe alții. O să vă rog, doamnelor și domnilor, să primim cu aplauze pe Aristide Necula. Aristide Necula a participat în luna mai la maratonul Nisipurilor, una dintre cele mai dificile competiții de alergare din lume. Cursa a însemnat parcurgerea în 6 zile a peste 250 de kilometri prin deșertul Sahara, iar maratonistul devean, inginer de profesie, a participat la această competiție într-un scop umanitar. O căldură plăcută, care e mai plăcută decât cea din deșert. Aici sunt acasă între ai mei. E frumos. Campania Premianții fără premii este organizată în fiecare sâmbătă începând din vara anului trecut și este un proiect realizat de oameni care își propun să descopere și să redescopere valorile României. Sunt studenți ai unei universități din statul american Illinois și de 6 ani vin în județul Hunedoara pentru a învăța și un alt gen de agricultură. În fiecare an vin alți învățăcei atrași de modul arhaic al muncii din ferme, de ospitalitatea localnicilor și de bucatele tradiționale pe care au auzit doar din poveștile altora. Anul
acesta a sosit în județul Hunedoara un grup mixt de studenți americani români de la Universitatea Purdue din statul american Illinois, însoțiți de doi profesori universitari și de la Universitatea din Timișoara. În prima parte a proiectului de dezvoltare rurală, studenții i-au ajutat pe fermierii din țara Zarandului, muncind cot la cot cu aceștia. Iar în partea a doua a proiectului, dedicată componenței sociale, studenții au prestat timp de o săptămână cele mai grele munci în ferma de la centrul numărul 3 din Păclișa Hațec. Partea a doua a proiectului de colaborare cu Universitatea Purdue din Indiana, din Statele Unite, se desfășoară la Păclișa, unde avem această componentă socială de a ajuta oamenii cu dizabilități să-și întrețină partea de anexă gospodărească, de a participa împreună cu studenții americani și cu cei români la tot ce înseamnă activitatea fizică, efectivă, de întreținere a acestei mici ferme care deservește locația de la Păclișa. I-am găsit pe americani curățând curtea fermei, rănind gunoiul de grajd sau consolidând construcțiile din curtea fermei. Am venit aici să muncim, să ne implicăm, ca să se vadă ceva în urma noastră. Paul Ebner este pentru a șasea oară în România, iar de 5 ani se întoarce mereu la Păclișa pentru a-i ajuta cu studenții lui pe chiriașii centrului de îngrijire a persoanelor cu handicap. Cred că studenții noștri au foarte multe de învățat din această experiență, pentru că nu-i ajută doar pe cei de la Păclișa, ci se ajută și pe ei înșiși, deoarece au anumite sarcini trasate de acasă. Schimbul de experiență este benefic ambelor părți partenere, atât studenților americani cât și celor români. Fiecare a avut de învățat ceva nou, mai ales că diferențele între agriculturile celor două state sunt uriașe. În general, fermele americane sunt mult, mult mai mari, dar acum am observat o tendință de creștere și a fermelor mici din România, ceea ce este un lucru foarte bun. Sunt foarte bucuros că am reușit să trăiesc cu asemenea experiență. Îmi plac foarte mult animalele și consider că tot ceea ce fac aici este foarte util pentru mine. Munca este cam aceeași și în ferma de acasă, mai spune Luc. Diferența o face însă și dotarea tehnică a fermelor, dar și tehnicile de creștere a animalelor. Mobilizați de disciplina și puterea extraordinară de muncă a colegilor din Illinois, studenții români s-au străduit să țină pasul și să se ridice la același nivel. Ce te-a impresionat la colegii tăi până una alta din America? În aceste trei săptămâni care le-am petrecut împreună au fost foarte multe chestii și am observat că, cu toate că avem aceeași vârstă, sunt unele diferențe între noi, deoarece ei sunt foarte, foarte doniți să se implice în orice activitate, chiar și la... Chiar și l-a adunat bălegarul, l-am văzut. Da, nu strâmbă din nas, nu? Exact. Nu, pentru ei, ei știau că au venit la muncă aici așa și sunt dispuși să facă absolut tot ce este necesar. Chiar avem unele cerințe, suntem împărțiți în cinci grupe diferite, iar fiecare dintre noi are niște sarcini bine trasate de profesori și încercăm să le îndeplinim în timpul care nu mai avem aici. Nu vă lasă niciun strop de pauză. Am înțeles că se ridică de la masă, se duc direct la muncă. Ei provin dintr-o cultură diferită și nu își permit să facă asemenea chestii. Ei sunt foarte, se dedică 100% și aș puteți vedea că o grămadă de fete sunt pline de bălegare. Da, pentru ei este normal. Este ceva normal. Ieri, cei 20 de studenți americani au plecat spre casă. Anul viitor vor veni alții pentru a trăi experiența agriculturii arhaice de tip hunedorean. Impresionant este faptul că studenții își plătesc singuri cheltuielile generate de schimbul de experiență. La final, vă invit să urmărim împreună informațiile despre vreme.
Domnilor și domnilor, acestea au fost știrile Mondo TV. Vă așteptăm și mâine la aceeași oră. Să aveți parte de o seară cât mai bună!